If you've come to kill me, I hope you brought friends. Fiți pregătiți că aici începe șmecheria. Nu sunteți pregătiți. Deci, alerg un pic. L-am tiltat rău de tot până în momentul ăsta. Gândiți-vă că e minutul 16 și el a luat doar un kill pe mine. Da, deci... Nu mi-am dat ultima ta. Sunt, vreau doar să-l pocuiesc. Joc safe. Pentru că cred că dacă, în timp ce e în ultima ta mea, dacă își de ultima ta... Uite aici așa dat-o. Ceea ce nu mai am șanse, practic. Mi-am dat flash-ul, el un nebun. I-am... Aici a fost outplay-ul. Joc pe top cu Yasuo, da? V-am și zis că o să vă arăt un build de Yasuo pe top. Chiar vi-l arăt în meciul ăsta. Dar ce e special în meciul ăsta este că eram bat mort în seara de Revelion când jucam meciul ăsta. Și mi s-a părut foarte funny. Deși nu e o chestie cu care neapărat trebuie să mă mândresc că eram bad mort. Dar eram suficient de treaz cât să fac un solo kill pe Olaf. O să vedeți. Bine, l-am tiltat foarte tare. Pentru că o să observați din playstyle-ul meu și din ceea ce fac că nu sunt foarte atent. Eram doar, cum să zic, focusat să nu ratez minioni, să încerc cel puțin și să nu mor. Eu știam că Olaf mă bate orice ar fi. Dacă știe să joace. Că îmi dau al doilea Q pe el, el își dă ultimata, nu-l mai ridic, nu mai îmi pot da ultimata pe el, s-a terminat, mă alergă și mă bate. Așa funcționează match-up-ul cu Olaf. Dar e un match foarte interesant, mai ales având în vedere că eu eram mort. Hai să vedem un pic pe aici, pe undeva, cum începe trading-ul și alte chestii. Dați-mi voie. Bun, aici începe match-ul. Să-i dăm pe ASO. Foarte drăguț. Aș vrea totuși să închid ușa repede. Bun, după cum puteți vedea, trading-ul a început. L-am bătut pentru că eu am little tempo. Relativ, n-am fost foarte atent, mă scuzați, dar am câștigat trade-ul ăsta pentru că aveam little tempo, dar el foarte enervant a trebuit omul meu să-și ia, puteți vedea aici, și ia poțiunea aia cu 3 poțiuni, Corrupted Potion, nu știu cum se cheamă. Deci și-a luat poțiunea aia și na, greu. Momentul ăsta mă bate la farm pentru că eu încerc să rămân safe, nu vreau să risc să mă bată, pentru că el juca foarte prost din punctul meu de vedere. El până acum trebuia să-mi dea all-in și să mă bată. Am jucat cu Olaf de o grămadă de ori pe top. Ce faci cu Olaf? Level 1, te duci și le alergi pe ăla și îi arunci cu toporul în cap până moare. El nu face asta aici și pentru că are poțiunea asta, dar... Vedeți, eu încerc să joc cât de safe pot. El își tot ratează topoarele pentru că le dau dodge, ori le ratează el că e slab. Nu un Olaf excelent, cu siguranță. Aici aproape nimerește Q-ul. Aici cred că îmi dă all-in, nu știu ce, aproape. Dacă nu dea all-in aici, murea oricum. Deși el, țineți minte, are Ghost Ignite. Ghost Ignite extrem de OP. E cel mai bun combo. Ghost-ul în momentul ăsta este super, super bun. Mă tot plimb eu pe aici, că nu știu ce să fac. Lee Sin vrea să se bată cu ăla. Aici îi dau bait, dar îi dau damage. Asta e faza, îi dau mult damage. Nu cred că îl bat încă, aia e faza. Nu cred, nu mai țin minte. Hai să mă uit aici în timeline. Nu. Aici o să fie un lung trade. Am făcut ceva? Nu, pur și simplu sunt aici. El își băcășa de-a back. Adică așa a funcționat meciul. V-am zis, sunt foarte chill, n-am jucat rău. Aici aparent mor eu. Ok, dați-mi voie să vă arăt. Ca să înțelegeți de ce eu pe Olaf. Probabil am jucat și eu prost, v-am zis. Da. Cum îi zice? Dar stați că vă arăt că îl bat. Aia e ideea. Și e foarte fun. Meciul ăsta în principiu a fost câștigat pentru că eu am jucat safe. Am avut noroc de o echipă bună. Gina cărat rău de tot. Uite aici, am făcut prostia de a mă băga. Și na. Dar m-am descurcat bine, aș spune. Pentru că aici, fiind Olaf, nu-l ridici. I-am dat jucuri. Și m-a nimerit cu Q. Dacă mă rata cu Q ăsta, existau șanse să-l bat, dar nu e nicio problemă. Aici o să-mi dau back, bla bla bla. O să joc extrem de safe, pentru că acum are și un kill. Să-mi dau back, probabil am teleportul. Nu, tocmai ce mi l-am dat, aparent. Dar îmi dau back-ul ăsta, cred că pentru că mi-a luat prea multă viață. Și aici mi-amintesc. Mi-am dat back pentru că am văzut că el face freeze. Sau, mă rog, last hit-uri. Nu pușează wave-ul. Ceea ce înseamnă că... N-am de ce să stau pe lane. Nu pot să mă apropii că o să mă bată. O să-mi dau back, o să-mi iau niște iteme. Poate am șanse să-l bat eu pe el. Okay. Aici cred că vine prima bătaie. Că Lee Sin nu m-a ajutat prea mult meciul ăsta. Mai bine că oricum eram... Dar ei s-au descurcat bine. Au luat toți dragonii. Adică a fost ce trebuie. Dar mă întreb când fac eu ceva. Că vă jur că m-am bătut cu el și l-am bătut. Nu mai știu unde. Un all-in de-al lui ceva. Unde e?
Noi aici tot ne batem, echipa noastră, vedeți, câștigă rău de tot. Aveam și un Mordekaiser mid, ca să fie treaba. Adică era imposibil pentru ei să câștige. Deși Olaf ne dă counter la toți și mie și lui Mordekaiser. Deci dacă vreți un campion simplu de jucat, care să dea counter la 99% din champion pool-ul de pe top și de pe mid și de peste tot, e Olaf. E foarte greu să-i dai counter lui Olaf. Poți doar cu movement, dar de-aia joci Ghost să nu poată să-ți scape inamicul. Și dacă joci Olaf, nu juca cum joacă ăsta. Treia până acum să mă bată de 20 de ori. Joacă mai agresiv. Olaf este extrem de puternic. Până și pe Warwick cred că îl bate 1v1 Olaf. Adică este extrem de puternic. Aici fac că-și dă back, eu dau SS că nu știu unde e. Că da, mai greu cu datul de seama și alte chestii. Hai să vedem unde e heal-ul. Vine acum, fiți atenți. Aici vine. Sunt în bază, da? Nu există un buton de... e ok că îmi dau TP. Deci începe bătaia. Fiți pregătiți. Fiți pregătiți că aici începe șmecheria. Nu sunteți pregătiți. Deci, alerg un pic. L-am tiltat rău de tot până în momentul ăsta. Gândiți-vă că e minutul 16 și el a luat doar un kill pe mine. Da, deci... Nu mi-am dat ultima ta. Vreau doar să-l pocuiesc. Joc safe. Pentru că cred că dacă, în timp ce e în ultima ta mea, dacă își de ultima ta... Uite aici așa dat-o. Ceea ce nu mai am șanse, practic. Mi-am dat flash-ul, el un nebun. I-am... Aici a fost outplay-ul. De ce? Pentru că i-am dat W când și-a dat X-ul. A aruncat acolo după mine. I-am blocat X-ul cu W-ul. Dacă nu făceam aia, muream, pentru că X-ul a dat extrem de mult damage, că îl maxează. Și după aia putem să ne uităm din nou, dacă vreți, peste această luptă minunată. Aici pur și simplu am fugit, da? El și-a luat X-ul. Trebuie să-l arunce din nou. Q, E prin el. Q din nou. Pentru că știam că îi dau suficient. Nu știu dacă mai avea un Q. Dacă mai avea un Q și mă nimerea. Dar oricum era windwall-ul între noi. Deci suntem foarte bine. Deci asta a fost. Deci nu vine să cred. Sunt șocat de faptul că am făcut outplay-ul ăsta aseară. La ora 3 dimineața. După Revelion. și aici mor. Aparent. Nu știu. Sunt curios cum. E bine să învățăm și din greșeli. Și de ce murim aiurea. Pentru că... Da, pentru că mi-au gank. De-aia. Pentru că l-am văzut pe Silas acolo. Dar nu. I-am blocat totuși ăla. Le-am dat dive și n-am ce să fac. Adică... Na, au prea multă viață în punctul ăsta al jocului ca să pot să fac ceva. Plus că Olaf nu poți să-l ridici. Cam ăla i-au play cu Yasuo în turetă în caz că ți-ai dive, trebuie să-i ridici. Aici fac că mai mor odată, but who cares. Și aici fac că vin și eu și fac ceva. Vreau să văd cum decurg aceste lupte în care vin și eu și fac ceva. Eu... mort fiind. Ia. Vin și dau niște last hit-uri, cred că. Că nu eram în stare de prea mult. Foarte aproape Q-ul meu să prindă. Puteți observa. Jin îi dă lui ăsta, nu știu de ce încă îl urmăresc. N-am habar când ei au venit acolo, dar mă duc și eu, mă rotesc. Aici am Al-Zahar, care era ocupat cu altcineva, am venit eu și i-am dat. Aici pe Tristan aproape, dar ăsta a venit la mine crezând că mă bate, i-am dat Q și după aia E prin ăsta și o ultimată superbă, ca de obicei, triple kill făcut de Yasuo, Pat mort, care n-a jucat nimic pe top, tot meciul. Mă rog, am jucat bine, dar n-am făcut cine știe ce. Aici mă duc, iau tureta de pe mid, că era toată lumea moartă. Și că făcusem ace, aici mă mai bate Olaf o dată, but who cares. Și de aici eu încep în momentul ăsta să joc super chill. Îi las pe ei să ia dragonul, că oricum echipa mea câștigă. Încep să pun presiune pe top. Aici m-am mișcat destul de greu, pentru că echipa lor este deja acolo. În punctul ăsta, voi nu vedeți... Ok, trebuie să învăț, trebuie să mut undeva webcam-ul, pentru că vreau să vedeți harta. Eu, în momentul ăsta, echipa mea era la dragon, dar dacă nu-l luau, era nașpa. Eu trebuia să pun presiune pe top. Eu deja, în momentul în care ei se apucaseră de dragon, trebuia să fiu aici. Spre turetă, să pun presiune, ca să pun pe cineva din echipa inamică să vină la mine, să oprească push-ul, pentru că le dau baza jos, ceea ce înseamnă că echipa mea ar fi 4v4, ceea ce e ok, mai ales că erau mai fidați decât ei, era un match, era foarte safe, puteam câștiga ușor, ori veneau mai mulți la mine, pentru că eu să zicem că eram fidat, asta faci ca top laner, și... Vii aici și o să vină mai mult și echipa ta e în avantaj numeric. Dar ideea e că atunci când stai și faci split,
mulți au faza asta și gen mori pentru că vin 7 oameni pe tine și tu ești gen, dar ce face echipa mea? Ar trebui să facă ceva în momentul ăsta. Păi problema e că o să fac un joc în care o să vă arăt. Nu cred că am un joc în care am făcut split perfect, s-ar putea să am. Am unul de fapt în care am făcut split perfect și am dat toată baza jos. Vi-l arăt în videoclipul următor. Am avut un match vreo 17-18 kill-uri contra Irelia pe top. Ăla e un match pe care chiar trebuie să vi-l arăt pentru că am jucat perfect. Nu doar pe lane, dar și split. Adică am avut extrem de mult farm. Cred că aveam, nu știu, cel puțin 10 farm pe minut. Pe minut e, nu? Da, 10 farm pe minut. Deci a fost un match foarte, foarte bun. Și singur am dat toată baza la jos. Deci am făcut split push Yasuo, cum se joacă Yorick și Sion. Top laner de la, cum trebuie. Vi-l arăt după. Dar da, ăsta a fost un match așa de fun, ca să zicem. A fost o luptă contra Olaf. Deci puteți să jucați contra Olaf, așa în principiu. Puteți să-i dau și outplay, dar nu e prea wow. Aici, na, câștigăm oricum. Nu e prea wow, știi, să încerci să te duci la outplayer. Dacă vă arăt un de-asta în care încep și fac outplayer și nu știu ce, da, e frumos. Dar nu o să învățați ce să faceți în momentul în care vă bateți cu Olaf. Adică mai bine vă arăt un match normal, în care eu sunt pe top și vă arăt cum să jucați corect contra lui Olaf ca să nu fidați lane-ul. Că după aia dacă Olaf are 10 kill-uri, noi nu mai câștigam match-ul ăsta. Chiar dacă Jhin avea 20 de kill-uri, nu conta. Că Olaf vine și bate pe toți, încă îl fidezi prea tare. Top lane-ul e foarte important să nu fidezi. Foarte important. De-aia se joacă foarte safe, din păcate, pe top lane. De-aia îmi place să joc Yasuo, pentru că Yasuo poți să pui multă presiune pe inamici. Și de multe ori, nu știu dacă ați văzut, să zicem că am Pryo, am pușat lane-ul, el e sub turn și farmează, mă duc aici, îmi iau, să zicem, Herald ăsta, Crab-ul. Mă duc aici, pun un ward în tufa asta. Eu pun ward-uri acum? Da, chiar pun în joc, wow. Interesant, da, deci, adică tot timpul să faci ceva, să nu stai degeaba. Și vă zic că ușor, ușor, cu siguranță o să urcăm în rang. Ideea e că acum, de curând, m-am apucat să joc serios. Până acum m-am jucat la troll și probabil o să mă mai joc la troll cu prietenii, mai ales cu Vărămiu, că și el se joacă și mă joc destul de mult cu el. Dar o să și încerc să fac rank up în solo duo. Pentru că mi se pare important. Da, deci cam ăsta e videoclipul. N-are sens să mai arăt nimica. Dar pot doar să vă arăt care e meciul cu Irelia de curiozitate, ca să vedeți. Ei, ăsta 19-5, asta e, o să vi pot să-l descarc deja. Da, asta e, uite, Irelia a avut 5-14, 5 kill-uri făcute niciunul pe mine, nu m-a omorât niciodată, dar am distrus-o, am avut un... Da, o să vă arăt meciul pentru că vedeți, AD carry-ul meu, voi vedeți ecranul? Da, îl vedeți. AD carry-ul meu, 2-8, suportul meu 2-7, midlaner-ul meu 12-3, practic eu și cu el eram în meci și atât. Deci eu am fost 1v9 în meciul ăsta. Cam așa poți să ieși din Elo Hell, adică unde sunt eu acum, unde sunt, în Silver 2. Da, este groaznic să... Bine, am și trollat foarte mult, n-am jucat efectiv serios cum se joacă la win rate, știi? Să joc corect, să nu mă bag, să mă bat aiurea, să nu fidez, să nu știu ce. Na, acum am început să joc corect și cu siguranță o să fac rank up destul de ușor. Mai ales că joc Yasuo și cu Yasuo n-am probleme de mecanici. Dar cam asta e, vă pup, vă mulțumesc de vizionare, ne vedem data viitoare, pa, pa!